Bine, mă, Canal D e peste tot. Și la Turș, mă, Canal D. Hai, Găbiș. Dar ce să-ți spadă până ne-au? De ce belești capul? De ce belești? Ca să-i vezi... Cip, cip. Zbang, haită! Aici cu Găbițu, în Turcia Express. Am ieșit să facem și noi două ore de shopping, dar e cam pustie strada și cred că e carantină. Că nu este niciun taxi, am venit un kilometru pe jos ca să stăm în stația de autobuz. Dar nu se vede. Nu se vede. După 49Y, încă 25 de minute. Să vedeți numai când o să ne ia foamea. N-ai mâncat nimic, așa-i? Nu, no, exact, ție și noi Ramadamul. Uitați că nici o mașină nu-i pe stradă. Și să vedem să mergem până acolo, să fie închisă ele. Da. Mai bine, să lăsau la antre, la mine nu se vedea. Da, nu astea cantitatea și robotul scăpă rost, am și băși. Eu mai jos, Maghi, cu mine mă ia doi. Exact la aia, Maghi, nu mă, de-am fi ca în GTA. Buf, buf, jos și luăm scooterul. Că tu iau tu viața, te aduce în poziția în care să te compozi ca în GTA. Acum, atâta tot că cu viața nu ai, leave me alone. Sau de soiame, cum era ăla? Oloși. Hai că luăm ăsta spre taxi. Da, de acolo... Da, tu splătim. Asta am eu, mă rog. Am 10 de. Am 20. Am eu 10. Am 30. Yes. Las chidau. Ce-i da? Bună ziua, ce-i 30. Da? Bună ziua! Ce-i da, bună ziua! Joc mai rădat. Domnul Zara, vedeți, sorul ăla de se pare că e șansă. A, cardonul de a. Atunci eu l-am vizit, să vedem mai bine. Trei carte la special, abi. Deci, da, ba? Dă-i pe aici. Ce da, bă, când n-a cat pe la mână, pot să vă iau, pot mine mele astea. Fac tot dispar. Auzi că nu ești pacu. Nu ești pacu? V-am zis, mă, ne descurcăm Turcia Express, cred, mă. Venim și cu 5 plese de haine, da. După 50 de lire cumpărate. Mai în glumă, mai în serios, am pățit-o cu Gabi. E carantină, nu avem voie, numai până la magazin. Și au zis numai noi până unde am mers. Cam din Cluj, din Florești, până la Iulius, care știe. Din Florești până la Iulius. E pustiu tot. Hai să stăm, bă, să mergem înapoi tot cu ăsta. Da. Nu? Păi și măcar să-i dăm dreptul, băi. Trebuie tu sau unde la? A? Unde? E bine, de am luat-o și eu de la Gabi, a? Nu le mai întoarcem acasă. Să mergem acolo sub pod și de acolo vin mai mult. Așa dacă e deschis la Burger, măcar. La Burger King? Fai, când ne luăm mandat pe plimbare. Bine că avem măști. M-am aruncat în scape, n-am pași. Sunt gata, ne-am fluierat. Am găsit că gata. Bine, la spate, puneți-vă jos. Să ies puncte de control, poliție cu trancani în mijlocul străzii. În loc să mai dorm, m-am trezit la 11. A știut să mă ajut 10 să... Da. Ăștia nu s-au putut trezi. Dacă a fost manevră. Nu, no, nicio șansă. Ce-a fost? Așa dau muzica în plană și pun câinile ăla cu fața la perete. Dacă eu zic că a fost manevră. Rămâne de văzut.
cu șapca, trebuie să filmez cât e 30 de secunde, haide că ăștia tare mă intimidează cu trancanul. Găbițu parcă e ceva de la din Chile, Republica Chiliană. Da. Eu cu părul ăsta și cu papucii fosforescenți. Nu știu dacă eram în Asia Express, la un porumbel și mâncam acum. Unu! Vă patru, nu mă săturau. Ăsta a fost Sen Gabi, la mișcare. Vă dați seama, pe tă canap. Din pat, ne trezim, mai pe canapea. Rupem canapelele. Da, să-i fac colac. Păstă pupuză. Și ce-i colac păstă pupuză? O să zică lumea aici, pe YouTube. Puneți în comentarii. Sau să ne oprim la hotel la fete? Zice. Da, păi. Dar n-avem de duce. Asta zic și eu. Asta zic și eu. Am ieșit ca bârlașii. N-am ieșit să facem surprize. Mă. Dar când s-ar face o surpriză și ne-am întâlnit cu una dintre fete, am rămâne la povești. Zic care, repede. Doamna din... Ce, din film? Din staff. Doamna din staff. Te gândi la o concurentă anume? Păi, dar era concurentă, m-am gândit. Nu, am zis doamna din staff, dacă am stat la povești, imediat și pe ne vedem de drum. Tu la ce concurent te-ai gândit? Sincer? Da. De fapt, nu mai răspunde. Hă? Nu mai răspunde. Că răspunsul tău o să fie o direcție înspre mine direct. Bum! Bă, dar nu trebuia să cobor. M-am gândit la mine pentru tine. Și de la mine pentru tine. Nu. Ia, vezi că ne-am luat gata. Bă, las, că iar e gata. Vă zic foarte pe scurt că nu pot să stau cu camera, că ne bangește. Cum cu camera, ne-a oprit acum poliția, o să închis autobuzele, tătătăt. Mai o să la mai ies 20-30 de minute și gata, circulația de tot pe stradă. Și noi suntem la 15-20 de minute de mers cu taxi. Adică o oră 40 de minute de mers pe jos. Vă las că-i poliția în față. Și nu glumesc, e adevărat, Gabi? Da. Fiți atenți, a găsit ultimul autobuz. Stă cu GPS-ul la cotitură. Dacă cumva o ia cotită unde nu ne place, trebuie să sărim din mers. Trebuie să sărim din mers. Momentul adevărului, prieteni. Momentul adevărului. Mamă, o stânga au ratat-o. Mai avem încă una. Dacă ne ducem în partea aia, am belit-o. Este tot pe banda de stânga aia. Mai bine ne dăm jos la următoarea. Ce? Ne dăm jos aici? E de foarte om, ia aici poliția aia. Aici Anea trebuie să facă stânga. Pe suport, că țin minte. Bine, mă, canal de ori peste tot. Și la Turci, mă, canal de. Mă, Gabi? Da, dar de ce să strada părerea? De ce belești capul? De ce belești? Ca să no, fiți atenți numai, ce punct culminant am avut acolo când, buf, o trebuie să facă 90 de grade sau 180, 180, 180 de grade. Oi. Satisfăcut. Cel mai fericit că mă luase panica când ne-am văzut pe aia cu trancanele. Numai trancane și oameni cu insignă în piept. Și-a revenit de unde a plecat Găbițu. Doamne. Bă, vă dați seama cum le pune domnul. Era numai autobuzul ăsta acolo, în mijlocul străzii. Polițistul ne-a zis, nu te du încolo, că e închis. Și? Nici o să la busele. Da, o să e închisă stația de autobuz. Și totuși am plecat.
uite că am nimerit exact în autobuzul care ne aduce direct acasă. Uite. Thank you very much. N-am întrebat-o pe doamnă. Doamnă, care e stația bună? Uite, aici e stația. Foarte amabilă, doamna. Bye, bye. Altceva, bă. Am făcut o tură de oraș cu Găbițu. Am o tură de oraș, era să ducem în partea altă, vă las plăcut. Și cu brățări pe mână. Ai voie normal numai până la magazin. La cel mai apropiat magazin și înapoi acasă, banc. Noi ne-am plimbat 12 stații cu autobuzul. Îți dai seama când mi-au zis ăla, sunt închise autobuzele și eu și trebuie manic, am știut cât e. 20 ceva de mers cu mașina. Pe jos ajungem drept pe arest. Da. Udelea pufoase la mână. De pe ne... Turcii, vă dați seama, ne făceau turcii. Aveau tentative să ne facă sugăcei, să ne mute nervul, da. Dar ne... Mă sunt și dubioși. Încordăm din cur. Încordăm din cur. Mai un pic și nu mai încordam. De la atât a stat pe canapea, nu mai nici ăsta mușchiul. Și chiar să-mi va piciorul că... Mi-a venit într-o zi să fac scări de la etaj, de la parter până sus la 5. La hotel. Și nu e o idee rea. Am uitat 8 kg. Cât? 8 kg. Vă dați seama, apă eu de 10 luni. Gabi de 4 luni aici, 3. Și-a pus 8 kg. Gabi, dacă trec oamenii și zic că sărac, că tu ai două plasă și eu n-am nimica. Nu mă întept umblă, Gabi, mă. Două plasă, cumpărături, banc. Îl tragi în stânga. Și eu nic, banc. Baxul de apă pe umăr. Ca și halterofilii la Strong World's Strongest Man. Când ridică bilele. Doamne, bine că m-am dus. Stai să ieși și fac cu ăștia, că nu ne-au zis că e carantină. Canca. Problem, carantina, polis. Big problem. Ce za? No. No? Ce? Everything is fine? Yes. Ah, okay. Yes. Mitraliera problem, bang, run. It's a chopper. Prieteni, într-un final am ajuns. N-am apucat să povestesc ca lumea tot ce s-a întâmplat din mers, dar am avut, ce-i drept, am avut noroc. În autobuzul respectiv, ăsta ultimul care ne-a dus până aici, șoferul n-a vrut să ne lase pentru că ai nevoie aici în Istanbul, de un card cu care circuli pe autobuze, nu plătești la șofer. Mai ales că e și chestia asta cu virusul, cred că da, nu mai acceptă plată, numai cu cardul, buf. Card, buf, ioc. Descurcă-te, rogă-te de ăla, nu te ruga, tupeu, să te lase. Și vă dați seama, autobuzul care ne-a dus exact până, nu chiar în fața hotelului, dar aproape de hotel. Doamne, mulțumim că mai aveam 25 de minute și era ora 2. Se duce totul pe râpă. Ne duce poliția acasă. Vă pup și o zi minunată!